spune și public a făcut. Bună seara. Seara. Cu cine stau de vorbă? Mă numesc Sasha. Îmi place coafura. Asta la București se cheamă emo, cumva așa, sau... Da. La tine cum se cheamă? Cred că ceva este asemănător. Absolut. E mai punk un pic așa. Am venit să interpretez o piesă proprie compusă de mine. Este o piesă împotriva corupției și venalității. Proceed. Mulțumesc. Sell yourself, my God, even if money takes control, and when the lies against the truth, we don't give up our dreams, believing in a chance. We are insane, we are insane. We rock the world, we rock the world. We are for peace. Insane, we are insane, and we will fight, and we will fight for human rights. We will fight for human rights against corruption. We will fight against corruption. Bravo. Dragul meu profesor... De engleză. Mă rog, poți să fii și de torturele. E compoziția ta? Da, e piesa mea proprie, singur am compus-o. Bravo. Apreciez faptul că ți-ai compus acest cântec. Dacă eram la Vocea României, ți-ar fi spus Chirilă, da mă tată, așa nu mai cântați cover-uri, cântați compoziții proprii. Bravo ție că ți-ai și compus, ai muncit. Mulțumesc. De asta. Că atunci când ai apărut pe scenă, s-a umplut scena, într-un fel, deși tu ești singur pe o scenă mare. E o apariție peste care n-aș putea să trec cu vederea. Prefer de departe oamenii care încearcă, oamenii care năzuiesc, care au și alte meserii, care își văd de viața lor. Mai departe va decide publicul și asta iarăși nu putem împiedica. Dar pentru ce am văzut astăzi, eu îți acord un da. Mulțumesc. Din punctul meu de vedere, ai un da. Vă mulțumesc. Andy. Ai și de la mine astăzi un da. Vă mulțumesc. Am apreciat că a fost o evoluție față de anul trecut, că a fost totul curat. Muzical nu, așa că bine că ai trecut mai departe. Cred că e suficient cu 3 de da. Asta pentru că noul meu te motivează să fii mai bun și să evoluezi. Să-mi arăți că se poate mai bine, da? Vă mulțumesc frumos! Mersi frumos! Bă, e personaj, mă! Da, e personaj, bravo! Ai văzut, trebuie să crezi în tine! Da. Today.